Părinte Protopop, dragoceanici părinți, domnule președinte, distinși oaspeți, doamnelor senatori, doamnelor și domnilor deputați, dragi colegi primari, stimați invitați, iubite reprezentante ale comunităților de români, vreau să vă spun, bine ați venit la Vaideeni și un călduros la mulți ani astăzi, în zi de sărbătoare de Ziua Drapelului Românesc. Iată-ne la 54-a ediție a festivalului nostru pastoresc, festivalul Împărțit a Dorului, care a fost realizat în urmă cu 54 de ani de către cel care a fost și rămâne în sufletul nostru omul de cultură al satului nostru Vaideeni, domnul Vartolomei Todeci, cel care a creat această festivitate și memoria căruia vă rog să ținem un moment de reculegere, pentru că este primul an în care nu este alături de noi. Vă mulțumesc! Domnule președinte, distinși, haideți, vă rog aici alături de noi, domnule ministru. Vreau să mulțumesc din suflet partenerilor noștri, Consiliul Local Vaideeni, Consiliul Județean Vâlcea, din domn președinte Constantin Rădulescu. Vreau să mulțumesc comunității din Vaideeni care s-a mobilizat în această perioadă pentru această frumoasă zi de sărbătoare pe care o așteptăm de atâția ani. 2 ani de zile, după cum știți, din motive care n-au depins de noi, festivalul nostru s-a desfășurat în mediul online. Dar să știți că așa a fost un plus, pentru că am reușit să reîntregim arhiva noastră cu mesajele pe care dumneavoastră și toți cei care au fost în comunitatea noastră la acest festival ni le-au transmis amintiri de-a lungul timpurilor care acum se află în arhiva noastră. Eu vreau să vă mulțumesc tuturor celor pentru prezență, celor care au făcut aceste eforturi, vreau să mulțumesc colegilor primari care au făcut efortul de a ne reprezenta astăzi aici împreună cu frumoasele ansambluri, vreau să mulțumesc artiștilor care sunt aici alături de noi și care ne umplu inima de bucurie și arătăm și demonstrăm încă o dată unitatea acestui popor și faptul că tradiția la noi nu moare. Bine ați venit la Vaideeni, vreau să mulțumesc ansamblurilor prezente din Băbeni, Șugac, Rășinari, Petrila, Tulcea, Leșu, Corbi, Poiana Sibiului, Jina, Polovraci, Baia de Fier, Novaci, Galeș, Mărginimea Sibiului, Clubul Copiilor Holezu și Palatul Copiilor Vâlcea, distinșilor colegi primari, domnilor suprefecți, doamna Florina Călin și Stănculescu Victor, domnilor Tulcea, a spus și Tulcea, da. Domnilor senatori, Banu, Claudia și Matei Bogdan, domnilor deputați, Oteșanu Daniela, Ovidiu Popa, Eugen Neață, Buican Cristian Cazan Laurențiu, domnului Florin Epure de la Direcția Cultură Vâlcea, domnului ministru și ambasador al nostru, în special al Vaideenilor, domnul Lazar Comănescu, aici prezent, și tuturor celor care astăzi, chiar și în mediul online, ne urmăresc și sunt alături de noi, se bucură de ceea ce comunitatea de Vaideeni le oferă. Vreau să vă mulțumesc tuturor pentru această frumoasă zi. Și după cum vedeți, Dumnezeu ne iubește și a oprit și ploaia ca noi să putem să horim împreună. O să-i dau cuvântul domnului președinte să ne spună mesajul dumneavoastră. Bună ziua, oameni buni! Domnule primar, mulțumesc frumos pentru invitație, stimați colegi din administrația publică, județeană și centrală, subprefect, domnule ambasador, oameni buni! A lăsat Dumnezeu ziua de astăzi să fie frumoasă, dar este o zi frumoasă datorită dumneavoastră, datorită portului popular pe care, iată, atât de minunat îl purtați astăzi aici. Este o întâlnire pe care ne-am dorit-o mult, după o perioadă complicată pentru noi toți, dar iată că Dumnezeu a făcut să ne vedem din nou la Împărțita Dorului și vă doresc ca această zi să vă aducă dar de sănătate, vești bune și să ne vedem și la anul
cu bine și să auzim numai și numai de bine. Pe cucernicilor părinți, de asemenea, le transmit gândul meu bun și le mulțumesc. Rugăciunile dumnealor vor ajunge la Dumnezeu, pe care și eu îl rog să vă țină sănătoși. La mulți ani ziua de azi și numai bine! Mulțumim, domnul președinte! Activitățile festivalului nostru Butadorului a început de ieri. Mulțumesc din suflet pentru buna colaborare care deja este tradițională între Primăria Vaideeni, între Școala de Arte Vaideeni, Asociația Culturală Moștenitorii și minunații noștri copii de la ansamblurile de dansuri la toate categoriile de vârstă, care de 3 zile sunt numai în spectacole și vreau să le mulțumesc atât lor cât și părinților lor pentru eforturile care le-au făcut ca toată lumea să se bucure de minunatul nostru festival. Iar ieri, în memoria domnului Bartolomei Todeci, chiar am depănat foarte multe amintiri, iar una dintre amintiri a fost aceea când domnul Vicu, cum îl știm noi împreună cu domnul ministru Lazar Comănescu, cântau amândoi la fluier pe meleagurile munților noștri, undeva pe la o bârșă a lotului. O să rog pe domnul ambasador al nostru, al vaideinilor, să ne spună câteva cuvinte. În primul rând, bună ziua tuturor! Microfon. În primul rând, bună ziua tuturor! Și dați-mi voie să încep prin a ne exprima bucuria de a fi din nou cu dumneavoastră. Bucurie cu atât mai mare cu cât această adunare a noastră, a dumneavoastră, prezența unor astăzi de seamă, se întâmplă după o întrerupere nevoită de forță majoră. Faptul că sunteți atât de mulți aici arată vigoarea celor din mărginimea extinsă a Sibiului și pentru că tot s-a făcut aici mențiune de faptul că astăzi este și ziua drapelului național, dați-mi voie să spun așa cu mândrie că oierii din Carpații Meridionali au fost, sunt și vor continua să fie diseminatori de primă importanță ai valorilor naționale. Spun acest lucru pentru că am înțeles de la domnul primar că printre cei care sunt aici participanți și contributori la acest festival sunt și este și ansamblul din Tulcea. Cred că veți fi de acord cu mine, eu văd de prezența lor aici o legătură care s-a stabilit de-a lungul sutelor de ani între românii din toate părțile. Mulți dintre ascendenții noștri au fost și în Dobrogea. Și cred că există acolo ceva, un DNA, care a făcut pe tulceni să răspundă pozitiv la invitația de a fi aici. ADN, cred că am spus. Mă rog, în englezește merge și... Ce vreau să vă dăm cu asta încheie, am spus că este o mare bucurie și cum spunea și domnul primar, vremea chiar dacă este puțin înnegurat, încă sunt nori și chiar dacă un pic este umbrit acest festival de faptul că cel care e părintele lui nu mai este cu noi, cred că sunt convins că de acolo de unde este, de sus, din ceruri, se bucură văzând că tradiția pe care are luat-o domnia sa de renașterea redeilor carpatine este în continuare în vigoare. Așa că să ne bucurăm cu toții de această zi și să plecăm de aici reconfortați și revigorați în mintea și în inimile noastre cu ceea ce reprezentăm noi ca participă a acestei românii. Vă mulțumesc foarte mult. Mulțumesc, domnul ministru. Frați români, cum putem să demonstrăm lumii că suntem uniți și puternici decât să facem o mare horă de mână
Vă rog pe toți cei de dincolo și de dincolo de Carpați să participați la această horă de mână, precum și pe toți cei prezenți, indiferent de culoarea politică. Vă mulțumesc și vă invit la hora de mână. Thank you.
se mulțumim! Hai cu zâne se mulțumim! Ultima zi de distracții la Vaideni. Ce ați pregătit pentru această zi? Această zi avem, ne bucurăm de vizita fraților noștri din toată țara, parteneri de ani de zile, care, iată, după 2 ani de zile, revin la noi în comunitate să ne prezinte fiecare specificul localității din care fac parte. Cum au fost celelalte 2 zile de distracție? Eu zic că frumoase, ne bucurăm în primul rând pentru continuitate. După 2 ani de zile cât am avut în mediul online această festivitate, din cauze care nu ne aparțin, dar ne-am bucurat în acești 2 ani de zile de îmbunătățirea arhivei, pentru că foarte mulți din oameni din toată țara care de-a lungul timpului au participat, ne-au transmis filmulețe, fotografii și acum o să în anii următori, poate chiar reușim până la anul, să facem monografia învârtitei dorului. După 2 ani de pauză, anul acesta, prezența este mai mare a oamenilor la acest eveniment? Da, entuziasm e foarte mare. Oamenii se bucură de astfel de evenimente. Noi ne bucurăm că putem să venim să le alinăm supărările de zi cu zi prin aceste minunate evenimente culturale și aceste festivaluri păstorești care, cu sprijinul Consiliului Local și sprijinul Consiliului Județean, am putut să-l ducem la bun sfârșit și în acest an. Cele 3 zile de distracție cu ocazia Zilelor Comunei, câți estimați că s-au adunat? Câți oameni? Cred că anul acesta am avut peste 25.000 de vizitatori.